Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi la Educație Socială vă propun proiectul educațional Festivalul Intercultural. Veți organiza un festival intercultural pe 18 decembrie, când este sărbătorită Ziua Minorităților din România. Cum veți organiza acest festival intercultural? Vă împărțiți în grupe a câte 8 elevi. Imediat veți descoperi de ce m-am oprit asupra acestui număr. Identificați grupurile etnice din localitatea sau județul vostru și organizați acest festival intercultural. Ce grupuri ați identificat? Fiecare echipă va reprezenta grupul etnic identificat în festivalul intercultural, iar pentru reprezentarea românilor veți forma o echipă a câte 2 voluntari din fiecare grup deja format. Spre exemplu, în județul meu, românii conviețuiesc împreună cu grecii, bulgarii, germanii și turcii. La festivalul intercultural din școala mea sunt aceste grupuri etnice. În școala ta, ce grupuri etnice vor participa la festivalul intercultural? Nu uitați de fișa de proiect. Știu că nu sunteți la primul proiect, de aceea cunoașteți și etapele acestuia. Stabiliți titlul și logo proiectului, perioada de desfășurare, scopul proiectului, inițiatorii și beneficiarii proiectului, activitățile propuse și criteriile de evaluare. Sunt sigură că o să vă placă acest proiect, pentru că fiecare dintre voi veți face ceea ce vă place cel mai mult și veți susține ceea ce spunea Gartner, că oamenii dețin cel puțin 8 tipuri de inteligență. Care sunt cele 8 tipuri de inteligență la care face referire Gartner? Inteligența verbal-lingvistică, logico-matematică, vizual-spațială, muzical-ritmică, corporal-kinestezică, interpersonală, intrapersonală și naturalistă. Acum ați descoperit de ce trebuie să fiți 8 elevi în fiecare grupă? Așa trebuie să arate și echipa voastră. 8 elevi care reprezintă un grup etnic în funcție de tipul de inteligență caracteristic fiecăruia dintre voi. Cei ce aveți inteligența verbal-lingvistică, prezentați un obicei sau o tradiție specifică grupului. Scrieți discursul pentru festival. Veți avea rolul de moderator al grupei. Cei ce aveți inteligența logico-matematică, adunați diverse date despre grupul etnic, precizând anul de când se află pe teritoriul României, numărul de locuitori pe județe. Stabiliți programul festivalului intercultural. Cei care aveți inteligența muzical-ritmică, interpretați un cântec tradițional reprezentativ pentru grupul etnic. Cei care aveți inteligența corporal-kinestezică, învățați pașii de dans specific cântecului tradițional interpretat de colegi. Realizați o machetă a unui obiectiv cultural. Cei care aveți inteligența vizual-spațială, veți realiza decorul tradițional specific grupului etnic. Cei ce posedați inteligența interpersonală, preparați împreună o rețetă tradițională. Încercați să negociați dacă nu reușiți să alegeți o singură rețetă sau dacă nu sunteți siguri de originea acesteia. Cei ce aveți inteligența intrapersonală, identificați un stereotip al grupului etnic și încercați să-l combateți. Cei ce aveți inteligența naturalistă, identificați anumite specii de floră și faună specifice țării care aparține grupului etnic și realizați un afiș. Afișul va face parte din decorul tradițional specific grupului etnic. Fiecare echipă va reprezenta în festivalul intercultural România alături de celelalte grupuri etnice, respectând sarcinile realizate de cei 8 elevi, și va prezenta un obicei sau o tradiție specifică, un cântec tradițional, un dans tradițional, un preparat specific, un decor specific, un afiș reprezentativ și prezentarea grupului etnic de către moderatorul grupului. Aceleași sarcini vor fi realizate și prezentate în festival de către celelalte grupuri etnice.
bulgari, greci, germani și turci. De ce sunt prezentate aceste grupuri etnice? Pentru că, așa cum v-am spus, în județul meu există aceste grupuri etnice. Tu vei avea alte grupuri, însă festivalul se va desfășura în școală sau la căminul cultural din localitate. Succes în organizarea festivalului intercultural! Veți străluci pe scena acestui festival! Ai ajuns la finalul proiectului. Imediat vei urca pe scenă. Spune-mi, cum te-ai simțit în acest proiect? Ce ai descoperit nou în acest proiect? Care a fost cel mai greu rol în echipă? Cum te-a influențat acest proiect?